seara, dragi prieteni! Știați că putem umple un stadion întreg cu copii abandonați din România? Fetițe și băieți care sunt lăsați la maternitate de către mamele lor, cazuri mai grave în care sunt aruncați la gunoi, sau cazuri în care sunt abandonați pur și simplu pe treptele caselor sau pe treptele bisericilor. Acești copilași ajung să crească în centrele de plasament, acolo unde sunt priviți de îngrijitoare cu ochii reci ai angajatorului, care îi consideră un inventar, o durere de cap. Acești copilași visează noapte de noapte la perechea de părinți, care va veni cu zâmbetul pe buze, va intra pe ușă și îi vor lua de acolo, îi va duce acasă, într-un cămin. Foarte rare sunt cazurile când acești părinți chiar apar. Altfel, ei rămân și se întreabă cu lacrimi în ochi, oare de ce nu vine nimeni? Ei cresc neiubiți, neînțeleși. Este tragic. De asemenea, știți că la noi în țară sunt peste 15.000 de oameni, persoane adulte, care locuiesc pe străzi, dintre care mai mult de 5.000 sunt chiar la noi aici, în București. 60% din aceste persoane nici măcar nu au acte de identitate. Și aici nu mă refer neapărat la buletin, unii dintre ei chiar nu au certificat de naștere. În această seară, așa cum probabil v-ați dat seama, vom discuta despre copiii abandonați, despre copiii orfani, dar și despre oamenii care trăiesc pe străzi, oamenii fără casă. Alături de mine i-am invitat pe Ramona Marin, psihoterapeut. Bună seara, Ramona, și bine ai revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Și pe Ioan Cosma, președinte Asociația Fi un Sprijin. Bună, bună seara și bine v-am găsit! Ramona, te rog mult de tot să-mi spui ce se întâmplă în mintea unei mame, ce este în sufletul ei când ajunge să-și abandoneze propriul copil, nou născut, să-l lase la maternitate sau cazuri tragice despre care am auzit la știri, da, la tomberon multe. Sau în sunt foarte. Pungă e de plastic. E un caz fericit dacă mama reușește să ajungă la, nu știu, să-l lase într-o maternitate sau așa cum ai menționat mai devreme, pe scările unei biserici, nu știu, la ușa unui creștin. Însă sunt și cazuri tragice. În cazul în care copiii sunt lăsați pe stradă, sunt lăsați numai de mult, cred că acum câțiva ani a fost o știre la televizor, când a fost găsit un copil la metrou, dacă îți mai amintești acea știre. Este tragic. Dar înainte să-ți răspund la această întrebare, aș încerca un pic să... Mi-aș dori să punctăm puțin care de fapt sunt motivele pentru care acești copii sunt abandonați. Cumva, studiile arată că, pe primul loc, cauza ar fi sărăcia. Însă, aș spune eu și aș completa că nu numai sărăcia, și cumva, să zic, nu știu, lipsa banilor, această situație dificilitară din punct de vedere financiar, ci sunt cazuri și când copiii sunt lăsați și atunci când mama este foarte tânără, da? Mă refer aici la adolescente, cazuri în care copiii la fel sunt abandonați în situația în care mama a rămas singură, partenerul cu care ea a făcut acest copil a părăsit-o, a plecat și atunci ea cumva nu și-a asumat această responsabilitate de a crește acest copil singur. Pe de altă parte, și lipsa informațiilor la fel poate duce către o astfel de decizie. Dacă ar fi să-ți răspund la prima întrebare, aș spune așa, dacă ne referim la aceste situații că sărăcia îi împinge pe părinți să-și abandoneze copilul, în sufletul acestui părinte, sau aș spune mai bine, el va merge pe premiza, dacă tot nu am bani să-i ofer un trai decent, nu are niciun rost să-l chinui și atunci mai bine îl las undeva unde
poate avea o masă caldă, poate fi îngrijit, poate îi se dă o educație, însă cumva uită că nevoia copilului de a fi lângă mamă, indiferent că este bogată, că săracă și așa mai departe, este foarte mare. Iar pe mamă nu poate înlocui nimeni. Există acel atașament între copil și mamă. Nu spun că nu există atașamentul și între tați, să nu discriminăm, însă mama îl poartă în burtă timp de 9 luni. S-a creat deja de la prima zi, da? S-a creat acel atașament față de copil. Iar dintr-o dată, el rămâne fără acel atașament. Rămâne fără acea, cum să spun, carapace care îl protejează, care îi oferă căldură, așa cum, timp de 9 luni, el a fost învățat. Pe de altă parte, așa cum am menționat mai devreme, sunt acele adolescente, studente, care gândesc, nu sunt pregătită să fiu mamă acum. Acel copil sau acest copil mă încurcă. Eu cum am să pot să-mi continui studiile? Cum am să pot intra într-o relație? Cum aș putea să-mi fac o familie dacă eu deja am un copil? Deci, vedeți că cumva văd acest copil ca fiind o piatră legată de propriul picior. Și atunci, de aceea iau această decizie de a-l abandona. Cumva s-a arătat că în rândul studentelor sau în rândul adolescentelor, puțini au fost care au mers și l-au lăsat în maternitate sau pe scările bisericii sau la ușa unui creștin. Multe dintre ele, tocmai pentru că era o sarcină secretă, a fost o naștere secretă, l-a lăsat oriunde, cumva aruncat, mi-aș permite să spun. Cam așa gândesc mamele care își abandonează copiii. Cu siguranță nu le este ușor. Cu siguranță și o parte din sufletul lor pleacă odată cu acel copil. Însă, punând în balanță, ele vor alege întotdeauna partea aceasta. Dacă ele nu-și doresc această sarcină și, cum ai spus, poate sunt cazuri în care este ascunsă sarcina, nu crezi că ar fi, oricum este traumatizantă și varianta asta? Este traumatizantă? Este o traumă pentru și de o parte și de cealaltă. Este o traumă atât pentru mamă cât pentru copil, nici nu mai vorbim. Este de asemenea o traumă și dacă ar face un avort. Este dacă traumă, ar fi, da. Să cântărim dintre cele două rele, care ar fi cea mai puțin rea? Într-un caz de acest fel, în care sarcina nu e dorită sau este, în care sărăcie foarte mare și știe clar acum că n-are trauma pentru mamă ne referim, nu? Mă gândesc. Și pentru copil ar trebui să nu este de dorit, nici într-o parte, nici în cealaltă, dar cu siguranță trauma este mult mai mică a face un avort decât să-ți abandonezi propriul copil. Chiar dacă fizic, pe plan fizic, tu te-ai separat, nu-l mai ai. Există acea legătură și acea întrebare care cu siguranță te va bântui cam toată viața. Oare cum este? Oare cum arată? Oare, uite, acum ar avea atâția ani? Este foarte greu să uiți acea parte din tine, că este o parte din tine. Pe de altă parte, sunt, dacă ne referim la tinerele din zona rurală, da? Informația este foarte mică acolo. Poate o parte dintre ele nici măcar n-au auzit că există această posibilitate de a face avort. Pe de altă parte, ele și cresc în această idee că nu este bine să faci această întrerupere de sarcină. Cu siguranță, și am întâlnit cazuri, tocmai de aceea aș spun, am întâlnit cazuri când nici nu știau de existența anticoncepționalelor. Și atunci, educația sexuală, și nu numai în rândul persoanelor din, să spunem așa, de la țară, din partea rurală, ci și din orașe. Sunt persoane care nu au o educație în acest sens. Și atunci, în lipsa acestei educații, ele se simt singure cu un copil și atunci
trebuie să iau o decizie. Din păcate. Spune-mi, te rog, ai cunoștință despre aceste centre în care copiii cresc? Care sunt condițiile acolo, dacă într-adevăr sunt o soluție mai bună decât dacă l-ar lua acasă și ar împărți cu el un codru de pâine? Cu siguranță, așa cum am spus și mai devreme, cu siguranță ar fi mult mai bine să-l ia acasă și să împarte acea felie de pâine pe din două. Eu nu spun că în centre lucrurile nu pot funcționa, însă nu putem compara a sta lângă propria mamă și a sta departe de ea, fie că vorbesc despre un centru, fie că vorbesc despre, nu știu, despre o maternitate, despre o biserică și așa mai departe, unde cu siguranță în loc de nimic acolo primești ceva, deci cumva compensează așa, nu știu, să spunem 5% maxim, da? Față de dacă ai sta cu propria mamă. Normal că, da, este mult mai bine să rămână în familie. Și bineînțeles aici putem discuta foarte mult pe marginea acestui subiect și acea familie cumva să reușească să-i ofere puținul, nu material. Nu vorbim despre material. Cumva concepția asta, nu am cu ce să-l hrănesc. Da, sunt și cazuri de genul acesta. Însă copilul are nevoie de hrană spirituală, hrană emoțională, iar nu-ți trebuie bani pentru asta. Exact. Spuneți-mi, vă rog, domnule Cosma, știu că lucrați cu copii care sunt abandonați, copii orfani. Mergeți la ei în casele acestea în care ei cresc sau mergeți la ei acasă? Unde anume îi întâlniți și cum interacționați cu ei? O întrebare foarte importantă cu privire la a vizita o familie săracă, o familie cu mai mulți copii. Este foarte trist faptul că vezi copii într-o familie săracă în care nu au condițiile necesare și totodată vezi și suferință pe lângă faptul că sunt mulți. Și chiar am întâlnit foarte multe familii cu foarte mulți copii trăind în condiții foarte drastice. Și chiar în urmă cu o săptămână am vizitat o familie. Este vorba de o familie cu 7 copii, un tată cu 7 copii. Când i-am vizitat, am pus întrebarea, dar mama copiilor? Păi mama copiilor i-a abandonat. Și foarte trist faptul că copii fără mamă, să crească fără mamă, e trist. Și totodată au nevoie de căldura unei mame și să simtă că mama este lângă ei. Da, într-adevăr, se bucură foarte mult de darurile pe care noi le oferim, de hrană, de jucării, de haine. Exact, de ceea ce nu au. Cred că se lipesc foarte mult de dumneavoastră atunci când veniți. Foarte, foarte. În momentul când ajung la ei, ei își dau seama de faptul că eu le aduc ceva. Și este o bucurie pentru ei și chiar mă bucur în momentul când văd afecțiunea aceea foarte aproape și ca un părinte totodată și o fac din toată inima și nu mă opresc aici, deși nu este primul caz. Sunt foarte multe cazuri. În centre de plasament mergeți? Mergem și în centre de plasament. Ce condiții sunt acolo? Ce ați văzut? Condițiile, cu proprii ochi, asta mă interesează. Condițiile sunt foarte, nu sunt excepționale, însă mulți copii mi-au zis că este foarte greu aici. Este foarte greu. Mâncăm cu program. Nu, da, mâncăm ce vrem. Exact. Au un program, exact. Și atunci
Acum depinde, nu, și de vârsta la care intri într-un centru de plasament, că este una să intri să da, ca și bebeluș, și altceva, și... nu știu, la perioada adolescență sau chiar copilărie, 4, 5, 6 ani, când tu deja ai trăit într-un mediu. Da? Exact. Cumva lucrurile sunt diferite de la copil la copil și de la vârsta de la care el merge către acest centru de plasament. Da, așa cum spuneați și dumneavoastră, ei au un program. Dacă un copil intră într-un centru de plasament, nu știu, la o vârstă de 10 ani și timp de 10 ani a trăit într-o astfel de familie, pe care tocmai ați menționat-o, este greu să se adapteze. Exact. Pentru că acolo trebuie să respecte niște reguli. Condiții. Are, da, sunt niște limite. Toată lumea acum mănâncă, acum doarme, acum se spală, acum se joacă, acum, da? Deci există un program. Iar acest program într-o astfel de familie nu este, nu există. Și nu este, da, cumva și cred că nu e posibil să se facă un astfel de program, mai ales dacă spuneți că singurul părinte este tatăl, vă dați seama ce este în sufletul acelui părinte. Și pentru 7 copii. Și pentru 7 copii. Da. Chiar am avut o discuție cu tatăl copiilor și mi-a zis, este foarte greu, pentru că trebuie să-i spăl, trebuie să am grijă, să le pregătesc hrana. Cu atât mai mult dacă sunt și fetițe printre. Exact, sunt 4 fete și 3 băieți. Da. Este foarte, foarte greu și chiar tatăl este bolnav și din cele relatate ce mi-a spus, trăiesc în condiții foarte grele. Chiar am fost la fața locului și am făcut o evaluare cu asistența socială de la primărie și am constatat că este nevoie de o nouă locuință. Locuiesc într-o cameră improvizată, o cameră unde practic n-au nici curent. 8 suflete într-o singură cameră. Exact, exact. Și la lumina lumânării își fac și temele. Învață foarte bine, merg la școală. E paradoxal. Nu este prima dată când aud acest lucru. Copiii în condiții crâncene, defavorizați, ei reușesc totuși să fie premianți la școală, exact, să învețe, exact, să citească, să țină pasul și... Da, pentru că cum se explică? Ceea ce îi împinge, ceea ce îi motivează, o să sune cumva ciudat, e frustrarea, da? Și ei nu vor să rămână în acel mediu. Și atunci ei muncesc cât pot de mult să ajungă cineva. Dacă dumneavoastră ați tot stat de vorbă cu ei, exact, probabil că au tot felul de vise. Chiar, la întrebarea și răspunsuri la întrebarea, ce vrei tu să te faci când, exact, vei fi mare? Chiar asta i-am întrebat pe fiecare în parte și am rămas foarte uimit pentru faptul că visează și își doresc să ajungă cineva în viață. Cu toate că trăiesc în condiții, da, foarte... Da, pentru că ei vor să fugă de acea sărăcie, de acel mediu în care, exact, au fost crescuți. Și atunci ei își dau seama că singura lor posibilitate să iasă, să se sustragă din acel mediu, este să învețe și să devină cineva în viață. Cumva, repet, frustrarea și neajunsurile, lipsa. Vă dați seama ce este în sufletul unui copil dintr-o astfel de familie. Câtă frustrare a acumulat. Tocmai aceea e ca o energie care pompează, da? Și îl motivează să meargă sau mai departe. Nevoile vieții îi împing, exact, către o ambiție, da, puternică de a lupta și de a reuși. Și chiar am întâlnit tineri care au crescut în centrele de plasament și au terminat un liceu, mai departe facultatea și au croit un viitor frumos. Deci este foarte important faptul că nu toți vor ajunge unde trebuie, dar totuși câțiva care au trecut prin experiența asta de viață tristă au luptat și au ajuns oameni puternici și de folos. Mă gândesc acum la sentimentul de abandon.
Poate unii dintre ei care sunt abandonați la o vârstă mai mare îl simt mai puternic față de cei care de micuți au fost abandonați, au crescut și au realizat pe parcurs ce s-a întâmplat. Poți să ne spui un pic mai mult de acest sentiment? Da, ce se întâmplă? Ce îi determină să facă? Cum se manifestă el exact în viața de adult? Cred că și sau, pe și atunci și okay, pe parcurs. Bun. Da. Sentimentul de abandon, el există și dacă îl lași la o zi și dacă îți lași copilul și la 14 ani, de exemplu. Da, cu siguranță, cumva, el este mult mai conștient, copilul este mult mai conștient de acest abandon la vârsta de 14 ani, pentru că conștientizează ce se întâmplă. Pe de altă parte, odată cu abandonul acesta fizic, vine la pachet și abandonul emoțional, nu? Că atâta timp cât nu mai am nici fizic, clar nu mai am nici emoțional. Iar rana acestui abandon din nou cumva vine la pachet și cu rana respingerii, pentru că acești copii se vor simți întotdeauna respinși. Întorcându-mă la aceste exemple pe care le-ați dat dumneavoastră de copii care se luptă și vor să devină cineva în viață și demonstrează că se poate, ei de fapt au și un nucleu demonstrativ, pentru că ei demonstrează că sunt buni, că sunt capabili, că merită. Și chiar au anumite daruri. Da, cu atât mai mult, mai sunt și înzestrați cu anumite daruri. Exact. Da? Ei vor să demonstreze că merită și sunt buni, pentru că mesajul pe care îl transmit părinții în momentul în care îi abandonează, mesajul subtil este că nu ești suficient de bun pentru mine. Cam cu acest mesaj trăiește un copil abandonat. Nu ești suficient de bun, nu meriți. Și atunci, pe parcurs, el începe să și creadă că el nu este suficient de bun și că nu merită. Cum poate depăși o astfel de stare? Că presupun că îl va face să se simtă din ce în ce mai rău și stima de sine e foarte scăzută. Cum reușește să, presupun că cumva prin forțele proprii sau... Prin forțele, bine, sunt mai multe, să spun așa, situații care te pot ajuta. Abandonul nu va fi niciodată vindecat 100%. El există acolo. Mulți dintre copii, sau nu știu dacă mulți neapărat, dar sunt din ei care se duc în căutarea părinților. Se duc pentru că au nevoie de identitate. Au nevoie să-și cunoască identitatea, au nevoie de acest lucru pentru ei să se întregească. Și tocmai de aceea, când află, dacă au fost abandonați la o vârstă foarte mică, în momentul când află că de fapt au fost abandonați, ei încep să-și caute părinții, tocmai pentru că au nevoie de această identitate. Au nevoie să vadă care sunt părinții, cum arată, de fapt, cine sunt eu. Eu îmi caut identitatea. Iar acești copii, riscul lor este să nu-și găsească niciodată locul. Chiar dacă pot deveni, nu știu, pe plan social sau să aibă un statut important sau, nu știu, să aibă o familie frumoasă, să-și croiască un viitor frumos, în interiorul lor, riscul este să nu-și găsească locul niciodată. Am citit rezultatele unui studiu chiar astăzi. S-a făcut, niște cercetători americani au făcut un studiu la noi în țară cu un eșantion de copilași abandonați. Unii dintre ei locuiau în centre de plasament, alții fuseseră preluați de familii, sistemul acela de asistență maternală. Asistență maternală. Exact. Au fost testați, IQ-ul lor a fost testat și s-a dovedit că cei care au fost crescuți de o familie au un IQ mai ridicat decât cei care locuiau în centru de plasament. De ce se întâmplă asta? Nu li se pune la dispoziție lecția? Nu se pun la dispoziție cărți, lucruri să învețe? Sau? Nu este vorba despre acest lucru, dar vă dați seama că în momentul în care o singură persoană trebuie să aibă grijă de 5 copii, e altceva, e diferit cum un părinte, o mamă, un tată are grijă de un singur copil. Da? Și aici mă refer la familiile asistenții maternali care nu mai au în grijă alți copii, nici copii proprii, nici alți copii luați tot în acest sistem. Și atunci stimularea cognitivă este diferită
de la asistentul maternal, nu? În centru. De fapt, este vorba de această stimulare cognitivă. Nu sunt suficient de stimulați cognitiv. Pentru că sunt mulți copii, puține cadre și atunci cumva sunt depășiți de situație. Li se oferă minimum, dar în momentul în care iei un copil în sistem maternal sau chiar îl înfiezi, da? Că sunt cazuri... Este o atenție mult mai mare este asupra... Este o atenție mult mai mare. Tu îți dorești să ajuți copilul, îl stimulezi pe toate palierele, îi oferi acea dragoste, atenție. Afecțiune, atenție, suport. Da? Printre copiii aceștia care, care cresc în centrele de plasament, dacă nu sunt printre cei fericiți care să fie preluați de o familie, când ajung la vârsta de 18 ani, sunt dați afară, da. Pe cont propriu. Și mulți dintre ei, multe din aceste cazuri, rămân pe stradă. Ajung pe stradă. Copiii străzii. Din păcate, exact. Da, ajung pe stradă. Ei au putere de muncă totuși. Mai sunt și alte cazuri în care, efectiv, nu știu, li s-a întâmplat o nenorocire și au pierdut casa la bancă, li s-a dărâmat, ceva s-a întâmplat sau au rămas efectiv fără bani. Cine știe ce nenorocire. Dar cei care sunt cu forță de muncă, de ce crezi că se complac în situația aceasta de a rămâne pe străzi și de a cerși, de a trăi din mila oamenilor și nu se apucă totuși să facă ceva? N-au motivația da, asta de care vorbeam. Da, dar să nu uităm că acești oameni n-au o stimă de sine bine conturată, crescută. Nu mai vorbim de creșterea stimei de sine în astfel de cazuri. Exact. Și atunci ei consideră despre ei că nu sunt capabili, că sunt handicapați. Sau că nu sunt în stare că să... Că nu sunt în stare. Da, că nu sunt în stare să facă aia. Nu sunt bun. Eu nu știu să fac nimic. Nu. Și atunci rămân pe stradă. Trăiesc cu concepția că nu poate să facă nimic. Nimic. Exact, da, pentru că dar e și comoditatea aceea că, mai dacă tot pot trăi de la o zi la alta, că primesc bani, pun o pancartă în care scriu mi-e foame, poate interveni, poate interveni la un moment dat și această comoditate despre care spui. Pe de altă parte, acum și în centrele de plasament, depinde cât de mult ea, pe toată perioada șederilor acolo, depinde cât de mult ea stimulat în sensul ăsta, cât de mult ea responsabilitate, ea pregătit pentru această viață pentru de adult. Pentru că există o pregătire și din câte știu, cu 2-3 ani înainte de a pleca din acel centru, da, se fac cursuri de pregătire și dacă nu ia aminte tânărul sau tânăra care e pe penultima sau penultimii ani de plecare din acel centru, atunci rămâne cu concepția că acea persoană nu poate să facă nimic sau contradictoriu faptul că acea instituție sau acel centru are obligația de a oferi acelui tânăr sau tânără un curs de pregătire. De exemplu, la fete. Dau un exemplu. Poate învăța la croitorie, da? Sau băieții. Mecanică. Sunt multe... Sunt foarte multe foarte, lucruri da, pe prin care... Da. Omul, adică tânărul își poate croi un drum. În momentul când a ieșit, va fi responsabil și va fi pe propriile puteri. Puteri. Adică va lua decizia și va spune de aici încolo trebuie să mă descurc singur și să iau viața în mâini și să merg mai departe, să mă angajez, să găsesc un loc de muncă. Este foarte important ca conducerea acelui centru să oferă... Să ofere acest lucru și această integrare socială a lor. Exact. Că de fapt au nevoie de ajutor pentru a se integra social. Și atunci, exact cum spuneați, dacă cu 2 ani înainte eu canalizez acest tânăr, da, cumva psihologul din acel centru poate fi atent și poate vedea în fiecare ce fel de aptitudine are. Și atunci îl poate îndruma. Uite, tu ai putea să faci asta, cum spuneați, nu știu, croitorie, coafor, sunt foarte multe meserii pe care poți să le faci. Și dacă cu 2 ani înainte, poate chiar și mai mult, îl canalizezi în acea direcție, el când va ieși de pe poarta acelui centru, va fi pregătit, va avea încredere.
Dar, din păcate, nu știu cât de mult se fac lucrurile astea. Chiar am avut o discuție cu un grup de tineri și alții și-au croit drumul, pe când alții au zis, păi ce să facem dacă nu ne-a oferit, dacă nu ne-a învățat ce trebuie să facem, nu ne-au pus la dispoziție cursurile respective. Uneori oamenii acuză. Ești în stare să muncești, dar nimeni nu știe cursul acestei vieți pe care și ce, ce este în spatele acestei decizii de a rămâne pe stradă. Presupun că, nu știu, nimănui nu i-ar plăcea să rămână pe stradă, să trăiască din mila altor oameni. Dacă la un moment dat intervine acea comoditate, dar la început tuturor le este teamă să nu uită încă un om, un copil cu abandon. El duce acest abandon toată viața, mai ales dacă nu se face nimic în sensul acesta. Iar acest om va trăi cu frica și cu teama de a nu rămâne singur și de a fi pe cineva, da? De a se agăța de cineva, pentru că există și o dependență acolo. Că eu nu sunt în stare de nimic, eu nu pot, eu nu sunt bun, nu meri și așa mai departe. Și atunci am nevoie de cineva de care să mă agăț. Să iasă din cercul vicios în care exact. Și atunci poate de aceea și ei spun, bine, dar dacă nu ne-au oferit această posibilitate, mie mi-este frică să fac asta, pentru că va fi un alt eșec, un alt... mi-aș da dreptate că nu sunt în stare de nimic. Mi-aș îndeplini profesia, cum s-ar spune. Și atunci prefer să nu, pentru că mi-este foarte teamă să fac asta. Da, dacă aș schimba ceva sau, nu știu, aș îmbunătăți în centre lucrul ăsta și aș pune un pic mai mult accent pe integrarea lor socială, pentru că și ei merită să devină niște oameni, da? Să devină niște oameni normali, să aibă această șansă la viață. Și aș pune și accent pe partea asta de grupuri de suport, grupuri psihoterapeutice, în care ei să fie ajutați să se accepte așa cum sunt ei, pentru că ei înșiși se resping. Spuneți-ne, domnule Cosma, câteva lucruri despre asociația al cărei președinte sunteți, asociația Fi un Sprijin. Ce face mai exact? Puneți-ne o parte din proiectele dumneavoastră ca să înțelegem mai bine și poate chiar noi să fim un sprijin pentru dumneavoastră în asociație. Asociația noastră, asociația Fi un Sprijin, are ca obiectiv de activitate și scopul este acela de a veni în ajutorul persoanelor defavorizate, cât și copiii, așa cum am discutat, cu abandon, persoanelor aflate în dificultate, femeile abuzate psihic și așa mai departe. Însă scopul nostru este de a veni în ajutorul lor, de a integra în societate, în mod special copiii orfani. Chiar este un centru în care eu administrez. Am 23 de copilași acolo și în fiecare lună le duc dulciuri, jucării și chiar mi-au zis, noi nu primim, ceea ce ne aduci aici noi nu primim, prea puțin primim. Și aș vrea să mulțumesc în mod special domnului Doru Ilioi, care s-a alăturat nouă și ne sprijinește în toate proiectele acestea, în mod special acești copii, în fiecare lună este un buget special pentru acești copii care sprijinește și este o bucurie, o oportunitate de a ajuta copilașii orfani și în mod special oamenii străzi. Noi în fiecare săptămână avem 100 de beneficiari și cât putem și cât ne permite asociația, le oferim 100 de porții cu hrană caldă. Deci în fiecare săptămână este asigurat. Ne-ați trimis și niște poze și cei din regie poate ne pot ajuta să vedem puțin. E vorba de o casă care a fost mistuită de flăcări. Da, aici avem familia Chiurcă. În urmă, chiar în iarna aceasta, în toiul iernii au rămas fără casă, a pornit totul de la sobă
și au rămas pe drumuri. Noi suntem optimiști, am putut obține câteva sponsorizări pentru materiale, însă nu este suficient și dorim ca proiectul din anul acesta, Împreună schimbăm destine, să putem integra și pe ei în proiectul acesta. Parcă mi-ați scris că e vorba de mai multe case pe care avem 4 case pentru anul acesta, sunt 4 familii și aici avem familia cu 7 copilași, de care v-am spus, cu tatăl. Și aici este familia a treia, care la fel au rămas pe drumuri. Casa a fost incendiată. Și dărâmarea a fost făcută de dumneavoastră? Noi am demarat dărâmarea. Acum suntem la turnarea fundației. De asemenea, mulțumim domnului director Mondo Ceramico, care ne-a oferit cărămida. Însă suntem la jumătatea lucrării și tot așa sperăm ca, cu ajutorul oamenilor buni la suflet, să putem duce mai departe acest proiect. Chiar mulțumesc domnului Doru pentru faptul că omul acesta este un om care întotdeauna a zis nu. Și mi-a zis: domnul Cosma, voi fi prezent, pentru că știu ce înseamnă copil orfan, știu ce înseamnă om al străzii. Chiar a relatat el că de la vârsta de 16 ani a plecat în America și a plecat de unul singur. Nimeni nu l-a ajutat. O ajuns clandestin și totuși cu speranța că într-o bună zi se va întoarce în țara lui să ajută pe cine? Să ajută o țară săracă. O țară săracă, să ajută orfanii și oamenii săraci. Chiar aici avem cărțile dânsului, Preasfânta Treime, O singură iubire, le-am studiat și a doua carte este Virtuții și păcate, el este pastor în America și dorește să se reîntoarcă în România cu gânduri noi de a aduce o nouă schimbare în România. Dânsul va candida la prezidențiale și îi dorim succes, vom fi alături de el, pentru că și el, pentru faptul că este alături de copiii orfani și va ajuta sistemul social din România, care, din păcate, autoritățile și chiar cei din conducere n-au fost în stare să acorde o mare atenție asupra acestor copilași, cât și oamenilor străzii. Ați spus un pic mai devreme de faptul că asigurați 100 de porții de mâncare pe zi? Pe săptămână. În fiecare săptămână asigurăm 100 de porții cu hrană caldă. Ba chiar în iarnă am oferit 100 chiar de... Chiar aici este o poză cu mașina, cu bagajul plin exact, de... Exact. Aici pregăteam hrana și totodată și păturile, în iarnă am dat 100 de pături cu ceai cald, pe când autoritățile au stat nepăsătoare și nu au acționat. Așa arată porțiile de mâncare? Exact. În fiecare săptămână suntem pregătiți și mergem cu drag la, atât la copiii. Ce simpatici orfă. Sunt! Exact. Văd că se bucură. Foarte bucuroși. Deci, deja aici am oferit la fel la o școală într-o localitate din mediul rural și suntem foarte optimiști că mai departe ducem acest proiect și facem din toată inima, însă dorim ca mai mulți să se alăture, să facem o echipă bună, încât să venim în sprijinul acestor copilași, cât și oamenilor. E pe stradă? Locuiește pe stradă? Știu că l-ați întrebat două vorbe și... Da, l-am întrebat, eram în trecere și m-am oprit și l-am întrebat: de ce ai nevoie? De ce ești aici? Și a zis: am nevoie de o bicicletă. Și chiar mă gândeam: Doamne, cum să fac să îndeplinesc dorința lui? Și după o săptămână am postat pe pagina noastră un copil, chiar pe acești copilași, și
dorința i s-a îndeplinit. Cineva ce cu frumos. Suflet bun a zis, uite, am eu o bicicletă, este folosită, dar totuși este bună. Și am zis, cu mare drag, eu voi duce acelui copil. Și s-a bucurat foarte mult. Mulțumesc. Și ori de câte ori trec, îmi cere ceva. Mai treci pe aici, când mai vii? Foarte, foarte. Adică am avut și am în permanență legătură cu copiii străzii și oamenii străzii. Chiar o bătrânică, în momentul când ne-am dus pe teren să împărțim păturile și ceaiul cald, în perioada asta de iarnă, era penultima sută de metri, lângă autogară, dormea pe un carton. Și ce credeți că după câteva ore acea bătrânică s-a stins din cauza frigului, din cauza cerului. Și foarte trist pentru faptul că sunt mulți care stau sub cerul liber. Am văzut câteva cazuri asta iarnă. Când a fost frigul acesta foarte mare, autoritățile au ieșit să strângă oamenii fără adăpost, să le dea un ceai cald, să le dea totuși un adăpost. Și unii dintre ei au refuzat. De ce se întâmplă asta? De ce refuză? Că sunt condiții destul de grele. Într-adevăr, poți să mori de frig. Așa este. Pe de altă parte, cred eu că ei au refuzat acel adăpost și tocmai e din dorința de a arăta că ei se descurcă, că ei n-au nevoie de astfel de lucruri. Pentru că, așa cum am spus și până acum, frustrarea este foarte mare, iar furia, nici nu mai spun. Și atunci sunt și cazuri și de acestea. În acest da, 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 sunt și cazuri de acest fel. Puteți să-mi spuneți câteva detalii despre proiectul foarte mare pe care îl aveți în viitorul apropiat sau viitor apropiat, sper că... Noi am decis în cadrul asociației noastre și chiar am avut o discuție foarte, foarte aprinsă cu privire la proiect. Am zis că trebuie să facem ceva pentru oamenii aceștia, atât pentru copii orfani, cât și pentru oamenii străzii care dorm sub cerul liber. Noi am zis să construim un centru, atât pentru copii orfani, cât și pentru oamenii străzii. La momentul actual avem un teren în care am negociat cu acel cumpărător care vrea să-l vândă. Aici este în faza de proiect. Este în faza de proiect. Proiectul este pregătit, avizat, însă o singură problemă avem. Cumpărarea terenului. Am înțeles. Deci terenul este, dar nu este cumpărat. Trebuie cumpărat acel teren. Și nu este. Chiar voluntarul nostru care lucrează ca șofer s-a oferit să ne dea terenul și a zis, am o suprafață de 5.000 de metri pătrați, este poziționat foarte bine lângă pădure, are toate condițiile de apă, însă pe acest teren nu pot să vă cer mai mult de 6.000 de euro. Acum, noi suntem optimiști și credem din toată inima că tot ce ne-am propus se va împlini, însă împreună cu oameni, împreună cu cei care au suflet pentru această lucrare frumoasă și sperăm să putem să-l ducem la bun sfârșit. Întotdeauna tot ce ne-am propus a fost îndeplinit și sperăm într-o minune să se întâmple acest lucru. Important e să credem în ceea ce vrem să facem și atunci lucrurile vor funcționa. Aș vrea să urmărim un minut dintr-un scurt video. Iată România în care trăim, dragilor. Iată oamenii care au nevoie de ajutor. Oamenii străzii care nu au niciun acoperit deasupra capului și stă în aer liber. Stă în aer liber și fără niciun sprijin. De aceea apelez la solidaritatea voastră și dorim ca acest lucru să se repete măcar de 3 ori pe săptămână. Puteți rupe din venitul vostru, din pâinea voastră, cât de puțin. Și acest puțin, iată, omul acesta n-a mâncat toată ziua. Este flământ. Nu vă uitați la bogăție, lume. Nu vă uitați la foloasele mari. Însă, putem rupe de acolo
și putem hrăni acești oameni, dar nu au niciun ajutor. Așa cum ați observat în videoclip, facem un apel la dumneavoastră. Atât pentru a putea susține cheltuiala în ceea ce privește hrana acestor oameni, dar și în ceea ce privește proiectul, construcția și achiziția terenului pe care doresc să o facă cei de la Asociația Fim Sprijin. Puteți observa în partea de jos, avem două conturi, unul de lei și unul de euro. Dacă dumneavoastră simțiți acest îndemn să ajutați, nu uitați, și cea mai mică sumă contează. Să fim mulți pe o sumă mică și contează foarte mult. Vă rugăm să vă uitați, să vedeți ce condiții sunt, în ce condiții trăiesc acești copilași, în ce condiții trăiesc oamenii pe stradă și în acel moment să vă gândiți dacă, nu știu, poate 10 lei pe care îi cheltuiți într-o zi, nu știu, pe un covrig și un sandwich, puteți să-i donați în această direcție ca să poată să se bucure și ei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și vă mulțumesc și apreciez foarte mult ceea ce faceți prin asociația noastră pentru oamenii străziși și pentru copii orfani. Cu tot dragul. Luni la ora 20 ne vom reîntâlni sub lupă. Numai bine vă doresc!